Cei care aveți Biblia la dumneavoastră, vă invit să căutați în Evanghelia după Ioan, capitolul 4, pagina 1028-1029 și vom trece și pe pagina 1030. Adică, textul va fi puțin mai lung, predica va fi puțin mai scurtă și vrem ca hotărârile să fie puțin mai, mai ferme. Un cuvânt, repet, foarte cunoscut de dumneavoastră, vă citim împreună. Ioan 4, de la versetul 3. Atunci a părăsit Iudeia și s-a întors în Galileea. că trebuia să treacă prin Samaria, a ajuns lângă o cetate din ținutul Samariei numită Sihar, aproape de ogorul pe care îl dăduse Iacov, fiul lui său Iacov, Iosif. Acolo se afla fântâna lui Iacov. Iisus, ostenit de călătorie, și ședea lângă fântână. Era cam pe la ceasul al șaselea. A venit o femeie din Samaria să scoată apă. Dăm să beau, i-a zis Iisus. Căci ucenicii lui se duseseră în cetate să cumpere de ale mâncării. Femeia samariteană i-a zis, cum, tu, iudeu, ceri să bei de la mine, femeie samaritiană? Iudeii, în adevăr, n-au legături cu samaritenii. Drept răspuns, Iisus i-a zis, Dacă ai fi cunoscut udarul lui Dumnezeu și cine este cel ce zice, dăm să biau, tu singur ai fi cerut să bei și el ți-ar fi dat apă vie. Doamne, a zis femeia, n-ai cu ce să scoți apă și fântâna este adâncă, de unde ai putea să ai dar această apă vie? Ești oare mai mare decât părintele nostru Iacov care ne-a dat fântâna aceasta și a băut din ea el însuși și feciorii lui și vitele lui? Iisus i-a răspuns, oricui bea din această apă îi va fi iarăși sete. Dar oricui va bea din apa pe care eu dau eu în viac nu-i va fi sete. Ba încă, apa pe care eu voi da eu se preface în el într-un izvor care va țâșni în viață veșnică. Doamne, a zis femeia, dăm -mi și mie această apă ca să nu mai îmi fie sete și să nu mai vin până aici să tot scot. Du-te, a zis Iisus, de cheamă pe bărbatul tău și vină, și vin aici. Femeia a răspuns, n-am bărbat. Isus i-a zis, bine, ai zis că n-ai bărbat. Pentru că cinci ai avut și acela pe care îl ai acum nu ți este bărbat. Aici ai spus adevărul. Doamne, i a zis femeia, văd că ești proroc. Părinții noștri s-au închinat pe muntele acesta și voi ziceți că în Ierusalim este locul unde trebuie să se închine oamenii. Femeie, i-a zis Iisus, crede-mă că vine ceasul când nu vă veți închina Tatălui nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim. Voi vă închinați la ce cunoașteți, noi ne închinăm la ce cunoaștem, căci mântuirea vine de la iudei. Dar vine ceasul și acum a și venit, când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în Duh și în adevăr, fiindcă astfel de închinători dorește Tatăl. Dumnezeu este Duh și cine se închină Lui trebuie să îi se închine în Duh și în adevăr. Știu, i-a zis femeia, că are să vină Mesia, căruia îi se zice Hristos. Când va veni El are să ne spună toate lucrurile. Isus i-a zis, eu, cel care vorbesc cu tine, sunt acela. Atunci au venit ucenicii lui și se mirau că vorbea cu o femeie. Totuși, niciunul din el nu i-a zis ce caut sau despre ce vorbești cu ea. Atunci femeia și-a lăsat găleata, s-a dus în cetate și a zis pe oamenilor, veniți de vedeți un om care mi-a spus tot ce am făcut. Nu cumva este acesta Hristosul? Ei au ieșit din cetate și veneau spre el. În timpul acesta, ucenicii îl rugau să mănânce și ziceau învățătorule, mănâncă, dar el le-a zis, eu am de mâncat o altă mâncare pe care voi nu o cunoașteți. Ucenicii au început să zică, deci unii altora, nu cumva i-a adus cineva să mănânce? Iisus i-a zis, mâncarea mea este să fac voia celui ce m-a trimis, să împlinesc lucrarea lui. Nu ziceți voi că mai sunt patru luni până la seceriș? și iată eu vă spun, ridicați-vă ochii și priviți holdele, că sunt albe, acum gata pentru seceriș. Cine seceră primește o plată și strânge rod pentru viața veșnică, pentru ca și cel ce seamănă și cel ce seceră să se bucure în același timp. Căci în această privință este adevărată zicerea, unul seamănă iar altul seceră. Eu v-am trimis să secerați acolo unde nu voi v-ați ostenit. Alții s-au ostenit și voi ați intrat în la lor. Mulți samariteni din cetate, din cetatea aceea, au crezut în Isus din pricina mărturiei femeii care zicea, mi-a spus tot ce am făcut. Când au venit samaritenii la el, l-au rugat să rămână la ei și el a rămas acolo două zile. Mult mai mulți au crezut în el din pricina cuvintelor lui și ziceau femeie, acum nu mai credem din pricina spuselor tale, ci din pricina că l-am auzit noi înșine și știm că acesta este în adevăr Hristosul, Mântuitorul Lumii. Vă mulțumesc și cu tot respectul vă invit să vă reașezați. Dragi oameni lui Dumnezeu, suntem în această după masă, la Părtășie, la Betel Fighet. Mulțumesc lui Dumnezeu că ne-a păzit să fim împreună cu dumneavoastră, așa cum spuneam, din diferite zone. În această după masă ne-am întâlnit aici, la dumneavoastră, și vrem să îl glorificăm pe cel care merită să fie glorificat. Mulțumim lui Dumnezeu că ne-a ocrotit, mulțumim lui Dumnezeu că ne-a sprijinit. Am primit. Invitația destul de greu am primit-o pentru că în seara aceasta și în zilele acestea și în perioada aceasta de weekend din luna februarie am avut și avem evangelizare acasă la Daia Română, așa că puțin mai greu m-am dezlipit de frățietate de acolo să vin spre dumneavoastră, dar pentru că întotdeauna am venit cu drag și am găsit oameni deosebiți aici la dumneavoastră am găsit cumva cu cale împreună cu fratele păstor, cu fratele Mureșan, să fim în această seară împreună. Îl laud pe Domnul că vă revăd, că vă reîntâlnesc, m-am bucurat să văd fețe cunoscute, să văd oameni în vârstă care i-am văzut și în urmă cu ani de zile, au mai albit puțin în cap, părul lor este puțin mai alb, probabil povara bătrâneților este tot mai grea, dar mă bucur să vă văd în adunare, dragi oameni lui Dumnezeu, stâlpi ai lucrării lui Dumnezeu și vă spun că vă prețuim și vă iubim din toată inima. Dumnezeu să vă binecuvinteze și frați și surori, oameni care au purtat jugul și povara Evangheliei în zecile de ani, trecuți prin diferite regimuri, mulțumim lui Dumnezeu pentru dumneavoastră și ne rugăm ca Dumnezeu să vă întărească în anii aceștia și să vă țină în harul lui pe ultima sută de metri. Să vă ține Dumnezeu în îndurare și în bunătatea Lui. O să vă rog din toată inima, așa cum am învățat de la Apostolul Pavel, dar vă spun că am învățat și din experiență personală, chiar dacă nu am prea multă, am învățat că sunt în totalitate dependent de mijlocirea și de rugăciunea dumneavoastră. Apostolul Pavel spunea să vă rugați, dar să vă rugați și pentru mine. Ca ori de câte ori îmi deschid gura, vă dați seama de unde are nevoie Pavel de călăuzire? Vă dați seama ce responsabil este când deschide gura? Când deschid gura, zice, să mi se dea cuvânt. În această fiară rog pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să ne dea cuvânt. Ne-a dat până aici, ne-a vorbit prin cântare, ne-a vorbit prin diferite mesaje, ne-a vorbit prin diferite versuri de poezie, ne-a vorbit prin predicarea cuvântului. Și vrem mai departe să-i spunem: avem nevoie de cuvânt de la tine. Amin. Spunem și noi ca Moise: dacă tu nu mergi cu noi, dacă tu nu vorbești poporului, dacă tu nu comunici adevărurile pe care vrei să le comunici, nu ne-ar folosi la nimic să înșiruim cuvinte goale. Nu ne-ar folosi la nimic și nu v-ar folosi la nimic să vorbim așa cum spunea Apostolul Pavel, cu înțelepciuni învățate de la oameni, nu ne-ar folosi la nimic și nu ne-ar fi de niciun folos. Dar vrem ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, care cunoaște nevoia fiecăruia, să continue să vorbească în această dupămasă. Se spunea despre gravitatea păcatului. Se spunea despre. Complic complicitatea păcatului Se spunea despre gravitatea și despre urmările păcatului Domnul ne-a vorbit în această după masă De faptul că pentru toate păcatele există o singură soluție Iisus Hristos Căci nu s-a dat sub cer un alt nume În care oamenii trebuie să fie mântuiți Spunea apostolul Pavel, scria lui Timotei Timoteie este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos. Amin. În această seară privirile noastre sunt spre Isus Hristos, care este soluția pentru orice problemă, pentru orice păcat, pentru orice situație. Pentru că, repet, condiția noastră este păcătoasă, natura noastră este păcătoasă și perspectiva noastră este sfințenia lui Dumnezeu. Perspectiva noastră este împărăția cerului Dumnezeu. De aceea ne uităm la singurul care poate să rezolve problema aceasta. Degeaba mergi cu mâna fracturată, știu eu, cu ce, din sistemul osos, cu ce fractură mergi la stomatolog. Nu o să-ți rezolve problema. Trebuie să mergi la specialistul care se ocupă și care a studiat ca să ocupe problema și să se ocupe de problema respectivă. Dacă vine vorba de păcat și vine vorba de mântuire, singurul care poate să ofere mântuire este Isus Hristos. Acest Iisus Hristos trebuie crezut, oameni buni. Și prin credința în El se capătă iertarea păcatelor. Acest Iisus Hristos trebuie crezut, numai că e foarte greu să-L crezi. Spune cuvântul lui Dumnezeu că la 8 zile după învierea Domnului, Domnul Iisus Hristos vine din nou între ucenici. Și Toma, care nu fusese prima dată, era acolo. A intrat Domnul între ei și spune Tomu vine la mine. Pune mâna ta în palma mea și pune degetul tău în coasta mea. Și nu fi necredincios, ci credincios. Spune cuvântul lui Dumnezeu că momentul acela omului Dumnezeu, unul dintre ucenici, Toma, se uită la realitatea pe care o are în față și spune Domnul meu și Dumnezeul meu. Și Domnul Iisus Hristos zice, Tom, o ferice de tine, că ai văzut și ai crezut. Dar mai ferice este de cine n-a văzut și a crezut. În seara aceasta, par a fi noțiuni abstracte. Soluția lui Dumnezeu e Iisus Hristos. Ok, unde e? Am nevoie de iertare. Am nevoie de mântuire. Am nevoie să-mi rezolv problema. Pe străzile din Ierusalim, când Iisus Hristos călătorea din cetate în cetate, spune Biblia că la un moment dat un tânăr se duce la el și spune învățătorule, vreau să mă moștenesc viața veșnică, ce trebuie să fac? Parcă a fost atât de simplu. Să-l vezi pe Iisus, auzi că trece pe strada ta, să te urci într-un dut ca Zacheu și să spui, vreau să-l văd și eu pe acest Isus. Vreau să-l văd la vamă, vreau să-l văd când trece, vreau să-l văd când vindecă, vreau să-l văd când dă de mâncare la flămânzi. Dar acum, Parcă lucrurile se complică puțin. Iisus Hristos, cuvântul lui Dumnezeu, trebuie crezut. Cum stăm la capitolul credință? Că până la urmă, urmei, toți avem o credință, nu-i așa? Și o asociem cu o cu nouă înțelegere despre anumite lucruri, cu o religie. Zice eu, vorba poetului, dacă e vorba de căință, să se lase cine o vrea, eu nu-mi las credința mea. Pasajul acesta relatează că Domnul Iisus Hristos în călătoria lui se oprește acolo la Sihar, la fântână, și vine o femeie să scoată apă. Dăm zice să viau. Tu cer de la mine să bei? Între noi nu sunt legături. Noi, Galileea, neamurilor, noi nu suntem compatibili cu voi, cu evrei. Între noi nu sunt legături. nicio relație nu există. Un evreu nu trecea prin ținutul acela, mai bine ocolea kilometri întregi, pentru că se considera eh, atins în sfințenia lui, în integritatea lui de evreu. Tu îmi cer mie, da. Femeia samaritiană i-a zis, cum tu, iudeu, cer să bei de la mine? Iudeii în adevăr n-au legătură cu samaritenii. Drept răspuns, Iisus i-a zis, dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu, pune-te rog versetul 10, dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu și cine este cel ce zice, dăm să beau, tu singură ai fi cerut să bei și el ți-ar fi, fi dat apă vie. Totul începe ca o discuție amicală, o discuție care stârnește și anumite reticiențe. Însă problema pe care o vede și pe care o, o sesiziadă Domnul Iisus Hristos aici este următoarea. Femeie, tu nu știi cine e cel care-ți cere. Tu nu știi cine este cel cu care stai de vorbă. Îi dați dreptate Domnului? Nu știa femeia. Cum tu, iudeu, cer de la mine? Ca să poți să-L crezi pe Iisus Hristos, trebuie să-L cunoști. Nu poți să crezi așa în lucruri neidentificate. Nu suntem deplasați să ne imaginăm chestiuni și să credem în ele. Noi avem nevoie de o bază, avem nevoie de o fundație, avem nevoie de o cunoaștere. Noi credem în lucrurile pe care le vedem, pe care le percepem. Îl cunoști pe Isus Hristos? Dacă ai fi cunoscut udarul lui Dumnezeu, lucrurile s-ar fi schimbat din start. Bun, cine ești? Întreabă la un moment dat faraon când se duce Moise cu Aron la la, la el să-i spună, lasă pe poporul meu să iasă. Dar cine-i Dumnezeul acesta care îmi spune mie asta? Cu ce drept îmi E mai mare ca mine? Cum adică? El îmi spune să-i las pe popor să iasă de aici. I s-a revelat Dumnezeu. I s-a revelat. Când au început să se rostogolească urgiile. Când a început să declanșeze suveranitatea și autoritatea lui Dumnezeu peste fara Egiptului, la un moment dat spune cuvântul Dumnezeu că faraon îi cheamă pe Moise și pe Aaron veniți că suntem îngroziți. Vrăjitorii erau prezenți acolo și la un moment dat spune cuvântul Dumnezeu că mergeau în tandem așa, mergeau în paralel cu minunile. Și la un moment dat au spus, de aici nu se mai poate. Aici este degetul lui Dumnezeu. Împărate, până aici ne-am descurcat și noi. De aici încolo ne depășește capacitatea. Cine-i Dumnezeul acesta care îmi spune mie? La un moment dat și Moise se întreabă pe Horeb acolo. Doamne, eu mă duc să le spun acestor oameni că trebuie să iese și că trebuie vrei să-i scoți de acolo, că au ajuns strigătele și lacrimile și durerile și gemetele lor până la tine. Dar ei mă vor întreba cine-i Dumnezeul ăsta, eu ce să le spun? Și Dumnezeu zice, te duci și le spui că eu sunt. Cum adică? Le spui că cel care te trimite este cel care zice, eu sunt. Îl cunoști pe Isus Hristos, cel care e soluție pentru păcatul tău și pentru mântuirea ta? Dacă ai fi cunoscut, datele problemei s-ar fi schimbat, zice Domnul Isus Hristos. Dar tu nu știi, femeie, nu mă cunoști. Păi bun, și atunci hai să, hai să vedem. Hai să vedem. Și spune cuvântul lui Dumnezeu aici, Doamne, i-a zis femeia, stai un pic, tu n cu ce să scoți apă de aici. Fântâna e adâncă, sper că ai observat detaliul acesta. Ori tu n-ai găleată, n-ai frânghie. Tu n cu ce să scoți apă de aici. Dar ea merge puțin mai departe și întreabă, ești mai mare decât Iacov? Cum adică tu ai altă apă? Dar cine ești tu? Părintele nostru, Iacov, ne-a lăsat fântâna aceasta, i-a lăsat-o lui Iosif. El, animalele lui, au băut din fântâna aceasta. Tu știi ce valoare are fântâna aceasta pentru noi? Cum adică vii tu lângă fântâna noastră să ne spui că ai altceva? Cine ești tu? Ești mai mare decât Iacov? Decât părintele nostru? prima etapă în cunoaștere. Teorie. La teorie pare că stăm binișor, dar totuși nu e chiar așa. Poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se, să se pocăiască. Asta e, mesajul. Hristos și-a început propovăduirea, pocăiți-vă căci împărăția cerilor este aproape. Noi îl cunoaștem teoretic pe Iisus Hristos, dar parcă își depășește atribuțiile. Cum adică ne poruncește nou? Cine ești tu de îmi poruncești mie să mă pocăiesc? El poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Și femeia întreabă: Dar tu ești mai mare decât uh, papa de la Roma? Tu ești mai mare decât patriarhul? Tu ești mai mare decât pastorul? Tu ești mai mare decât preot? Cine ești tu? Cât îl cunoști pe Isus Hristos? Pentru că trebuie să crezi în el. Prin credința în Isus Hristos se capătă iertarea păcatelor. Cine este Isus pentru tine? Un simplu călător care îți bulversează istoricul din mintea ta? N-are nicio relevanță, nu-i cunoști genealogia lui. Dar tu știi de unde descindem noi, de unde venim noi, dar tu știi a, a, a cui descendenți suntem noi? Tu ești mai mare decât Iacov? Ce ziceți? E mai mare decât Iacov. Dacă rămâi la teorie așa, îl cunosc pe Dumnezeu, adică sper că nu mă suspectați că eu sunt o păgână, un păgân, frații pocăiți de aici, din adunarea Betel. Sper că nu credeți despre noi că noi nu-L cunoaștem pe Isus Hristos. Dacă El îți spune ceva, dacă El vine cu o propunere, dacă El vine cu o poruncă, Apostolul Petru spune cuvântul lui Dumnezeu că în momentul în care erau între valuri pe mare și văd dintr-o dată ca o nălucă, că se apropie de ei. Și Ioan zice Biblia că zice este Domnul. Se încinge Petru, se îmbracă și spune dacă tu ești, poruncește-mi să vin la tine. Vino, Petru se dă jos din barcă și pleacă. Cine este Isus? Dacă îți spune ceva. Mergem mai departe. Discuția continuă, Domnul Isus Hristos îi spune, femeie, cine bea din apa asta, iarăși va înfeta. Dar eu am o apă că dacă bea cineva din apă pe care o dau eu, în viac nu-i va mai fi Și discuția continuă. Păi dacă e așa, zice, dăm și mie această apă. Ca să nu mai vin, zice, până aici o să scot apă când însetez. Să nu mai însetez, de fapt. Dăm și mie apă aceasta. Ia și imagina că undeva, imediat aproape, după colț, în Sihar, acolo, are domnul o altă fântână. Și au zis: "Dăm din apa aia. O cunoaștere teoretică așa, nu vi se pare? Dăm această apă ca să nu mai fie sete și să nu mai vin până aici să scot. i a zis: "Isus te cheamă pe bărbatul tău și vino aici." Femeia i-a răspuns: "N-am bărbat Iisus i-a zis, bine ai zis că n-ai bărbat. Și începe să destăinuie, ai avut cinci, cel pe care l-ai acum, nu-ți este bărbat. Și trece la o următoare etapă, extraordinar. Persoana cu care stau de vorbă, nu doar că are niște promisiuni mai interesante decât ce avem noi în realitate, persoana cu care stau de vorbă cunoaște ceva tainic despre mine. Extraordinar! Tu ești proroc! Văd că ești un proroc! Iubiți-vă oamenii lui Dumnezeu! Ascultați-mă bine! În această fiară, Domnul Iisus Hristos, care este prezent în adunarea Betel din Sighet, trebuie cunoscut la nivel teoretic El este soluția la orice problemă și la orice păcat! Dar ascultați-mă, Dumnezeul acesta, Hristosul acesta, îți cunoaște taina inimii tale. Se adresează într-un mod specific interiorului tău și, mă rog, Duhul Sfânt, în această seară, să cercetezi adâncul ființei tale, să treci de la etapa de cunoaștere teoretică la o percepție mai înaltă despre El. Ca unul care-ți cunoaște nevoia, ca unul care-ți cunoaște setea adâncă, ca unul care îți cunoaște crizele din viața ta. Și zice, Doamne, văd că, văd că ești proroc. Eu prima dată am avut impresia că uh, ești așa, un simplu iudeu care treci pe aici. Când am auzit promisiunile tale, m-am prins și eu cumva de ele, așa. Păi dăm și mie, ca să-mi rezolv problema. Acum văd ceva mai mult. Tu ești un, o persoană care descoperi și cunoști lucrurile ascunse. Cine este Iisus Hristos? Cât îl cunoști? L-ai lăsat să-ți descopere viața, realitatea vieții tale? Nu-l lași în fiara aceasta să spună cine ești la modul real? Nu lași în seara aceasta să dea masca la o parte de penticostal, de ortodox, de orice ai fi, să-ți dea masca la o parte și să te identifice cu problema interioară. Să spună în seara aceasta că tu ești un, 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 om cu probleme grave de moralitate. Să spună în seara aceasta că tu ești o persoană care în spatele vieții și a frumuseții pe care o expui. Ai o viață de minciună, ai o viață de alcool, ai o viață de droguri, ai o viață de legături, ai o viață de disperare, ai o viață cumplită. N-ai vrea în seara aceasta să lași pe Iisus Hristos să treacă mai departe de teorie. Să-ți descopere, să-ți spună cine ești tu. Duhul Sfânt în fiara aceasta poate să facă lucrul acesta pentru fiecare care suntem aici. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu poate să-ți cerceteze mintea, inima ta, să-ți străpungă adâncul ființei tale și să-ți spună cine ești de fapt, care este trecutul tău, care este realitatea vieții cu care te confrunți poate de doi ani, poate de 5 ani, poate de mai de mult. O viață duplicitară, o viață ascunsă, prinsă în vicii și în patim și în lanțuri. Ce știi despre Isus? până unde l-ai cunoscut. Tu trebuie să crezi în el. Crezând în el, primești iertare de păcate. Până unde l-ai cunoscut? Așa că e unul care promite ceva mai mult? L-ai cunoscut ca unul care îți cunoaște viața ta? Spune cuvântul lui Dumnezeu că la Domnul Iisus Hristos l-a dus pe Natanael și intră în discuție cu Domnul. Zice un izraelit în care nu găsesc vicleșug. Se uită Natanael la el și da, cuvinte frumoase, apreciatoare despre mine, dar nu mă impresionează nimic. Trece la următoarea etapă. Te-am văzut când erai sub smochin. Momentul acela, Natanael capitulează. Momentul acela exclamă, tu ești Hristosul Fiului Dumnezeu. Ascultă-mă bine, Domnul Iisus Hristos, care e soluția la orice păcat și la orice povară și la orice trecut, este prezent aici în adunare și fi apropie de mintea ta, de inima ta, de adâncul ființei tale și spune, eu știu că ai avut cinci bărbați și cel pe care l-ai acum nu ți este bărbat. Doamne, Tu știi asta despre mine? Da. Până unde îl cunoști pe Iisus? Când se predică aici în adunare, poate marți, poate joi, frați și surori, tineri dragi, de aici, din Betel, dragi coriști, dragi oameni Lui Dumnezeu, cât îl cunoaște pe Iisus Hristos? Cuvântul Lui Dumnezeu, ne frământă, ne macină, ne răscolește. Că funcționăm acum într-un într înt 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 într viac în care totul trebuie să fie făcut în așa fel încât să ne simțim bine. nu e așa? Păi asta se întâmplă la psihiatrie, oameni buni. Aia te verifică, te cercetează, îți găsesc punctele, punctele tale unde te simți confortabil și merg pe pista aceea și te fac să te simți bine. Cum ai fost când erai copil, cu ce te jucai, cum erai cu tata, nu știu pe unde, păi asta se întâmplă numai acolo. Aici noi nu venim să ne simțim bine. Cuvântul lui Dumnezeu este porocia și este prorocul care pătrunde dincolo de ceea ce este imaginea ta. Și îți cunoaște viața și te răscolește și te neliniștește și îți spui și astăzi mi-am dat seama că sunt un păcătos, că sunt un greșitor, că sunt un om care am nevoie de Dumnezeu. Până unde îl cunoști? Până unde te lași pătruns de acest Isus în care, repet, omule bun, trebuie să crezi. Trebuie să crezi. Spune cuvântul lui Dumnezeu aici că după ce își dă seama că totuși este o personalitate spirituală, este o entitate cu, cu capacități supranaturale și, și descoperă taine din viață, zice, auzi, am o frământare. Voi ziceți că închinarea este la templu. Noi zicem că e pe munte. Văd că ești o persoană dintr-un dintr strat așa mai înalt. spune cum e situația. Ți-a vorbit vreodată Domnul Isus Hristos? i pus vreodată întrebarea aceasta care este închinarea adevărată? Eu știu că asta-i n vrea să-l întrebi în fiara aceasta. Doamne, închinarea adevărată care -i? Unii spun că e așa, alții spun că e așa, alții spun că e pe dincolo, alții la Meca, alții la uh, Vatican, alții nu știu unde. Nu vrei să-mi spui și mie care e închinarea adevărată? Că văd că ești totuși o persoană care ai valențe spirituale, supranaturale. Și zice Domnul Iisus Hristos, Ba da, îți răspund la întrebarea ta. Pentru că el nu rămâne la nivel de teorie. El are răspuns la întrebările tale tainice are răspuns la frământările tale. Poate frecventezi o slujbă, o biserică și nu te împacă și nu te rezolvă. Spunea aici fratele Denis relatând întâmplarea aceea. Poate ai căutat în toate direcțiile, la toate bisericile, la toate mănăstirile. Avem o familie care în luna ianuarie, în sfârșit de ianuarie, s-au botezat, au făcut legământ cu Domnul în biserica Limanul Bune din Daia Română de unde vin. Au fost la toate, la toate mănăstirile posibile. Au căutat în toate direcțiile. Au intrat în probleme, au intrat în tensiuni, nu mai puteau să doarmă noaptea, nu se mai puteau odihni, ieșeau afară, panică, să te iau în casă, panică. Spunea, fraților, am căutat în toate direcțiile posibile și nu am găsit nicăieri. Nu ai frământări? Nu ai neliniștiri interioare că nu-ți găsești liniștea, că nu-ți găsești alinul? Ascultă-mă. Isus îți poate răspunde la întrebările acestea. Doamne, care e închinarea adevărată? Să fie la pentecostali, Să fie la ortodoxi? Să fie la baptiști? Doamne, am frământările acestea. Când ai întrebat ultima dată pe Iisus Hristos? Sau merge așa că așa ai auzit de la bunicul? Păi bunicul unde o mers? Păi nu știu, până la cimitir l-am dus noi. De acolo nu știu unde o mers. Păi atunci de ce merg după el? Că tot până acolo avem toți soluții și toți explicații. Dincolo de acestea, unul singur care este viu în vecii vecilor, despre care spunea Apostolul Pavel, a călcat în picioare boldul morții și șa de la dreapta lui Dumnezeu. Viu în vecii vecilor, călcând peste moarte. El este biruitor. Ultimul vrăjmaș l-a învins. De ce nu îl întrebi pe el care este frământarea ta și răspunsul la frământarea ta? De ce cauți la oameni? Spunea omului Dumnezeu David în 34, când îți întorci privirile spre el, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. În seara aceasta Iisus Hristos este aici și vrea să-L cunoști mai mult pe El. Și de ce? Trebuie să crezi în El. Că numai crezând în El vei avea mântuire și iertare de păcate. Și un ultimul gând. Cunoașterea aceasta a Domnului Isus Hristos trece la următorul nivel. E o cunoaștere care te provoacă la o acțiune. Biblia spune că femeia și-a lăsat găliata, acolo la fântână, a uitat de a uitat de urgențe. Și a dat fiama de priorități. Și dă fugă în cetate și le spune oamenilor: "Veniți să vedeți pe cineva care mi-a spus totul. Totul mi-a spus. Păi nu știu ce o fi însemnat totul. Să fi avut poate 30, 40 de ani, Eu știu că o fi avut femeia asta și dintr-o simplă discuție pentru că ea țintit punctele cheie ale vieții ei. Zice, veniți, de vedeți un, 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 un om care mi-a răspuns și care mi-a mi spus totul despre mine. Oare nu o fi El. Hristosul? Oare nu o fi El unsul care trebuie să vină? O cunoaștere care te duce la acțiune. Biserică pentecostală. Oare acest Iisus despre care am citit aici? Știu ia a zis, femeia care are să vină Mesia, căruia îi se zice Hristos. Când va veni, el are să ne spună toate lucrurile. Iisus i-a zis, eu, cel care vorbesc cu tine, sunt acela. Oare? Iisus acesta este și Iisus pe care tu-l cunoști? e același pe care tu-l cunoști? Are drept în viața ta? Când se ridică în furtună, ridică mâna și îți spune, taci fără gură, marea se liniștește, vântul se oprește. E Isus acesta cel pe care l-ai în viața ta? Acest Isus provoacă în tine o determinare, o acțiune, fără, fără precedent pleacă să spună. Veniți să cercetăm lucrurile, veniți să verificăm. Oare nu o fi El Hristosul? Veniți să căutăm, veniți să aflăm, veniți să verificați și voi. Uite, eu am descoperit totul, mi-a spus totul despre mine. Am sentimentul că El este. Veniți și voi de vedeți. Să te duci la pastorul tău, la preotul tău. Cum au venit acei greci la apostol și au spus, noi vrem să-L vedem pe Iisus. Ne-am săturat de protocoale, ne-am săturat de slujbe, ne-am săturat de spectacole creștine, ne-am săturat de totul. Vrem să-L vedem pe Iisus Hristos. Veniți și vedeți, hai să cercetăm. Oare nu fi El? Și spune cuvântul lui Dumnezeu că au venit oamenii din cetate, au crezut au venit acolo și au zis, bă, trebuie să fie ceva, 100% dacă i-au descoperit toate lucrurile acestea. Când au venit samaritenii la el, l-au rugat să rămână la ei. Și a rămas vreo două zile. Măcar două zile, vor fi opt zile, din câte am înțeles, că, până duminica viitoare vor fi ser de evangelizare, una după alta. Măcar două zile ia timp și stai de vorbă cu el. Cu el poți să vorbești prin Scriptură. Te pui pe genunchi, mai citești ceva, te pui pe genunchi, stai de vorbă, stai, te rog, două zile la mine în casă. Te rog, două zile să la mine, vreau să îmi lămurez niște lucruri. Nu uitați de el în seara asta când plecați acasă. Nu îl puneți acolo undeva și vă vedeți de viață. Două zile rugați-l să fie cu dumneavoastră. Rămâi la noi, te rog, vrem să ne lămurim și noi. Și spune cuvântul lui Dumnezeu și ziceau femei, acum nu mai credem din pricina spuselor tale, ci din pricină că l-am auzit noi înșine și știm că acesta este în adevăr Hristosul, Mântuitorul Lumii. Aș putea să vă întreb în seara aceasta, dar eu sunt un om simplu de la țară și de obicei în ziua în care seamăn, nu mă duc direct cu combina să secer. Dar în două zile s-ar putea secera. În două zile s-ar putea secera. După două zile cel puțin ar trebui să ai un răspuns este El Isus sau nu este? Este El Hristosul Mântuitorul Lumii sau nu este? Ascultă-mă bine! Isus Hristos este în fiară aceasta aici în adunarea din Betel. Și nu face altceva decât să se expună, să-ți spună, vreau să mă cunoști. Tu trebuie să crezi în mine. Tu trebuie să crezi în mine, în, în, în jertfa mea, zice Iisus Hristos. Tu trebuie să crezi în, în prețul pe care l-am plătit pentru tine. De dragul tău am lăsat cerul, am lăsat slava, am venit în lumea aceasta, am suferit crucea, am disprețuit rușinea, spune apostolul nevrei. Și acum șa de la dreapta lui Dumnezeu. Eu am făcut toate astea pentru tine. Tu trebuie să crezi în mine, dar ascultă-mă. N-ai vrea să mă cunoști? N-ai vrea să nu rămâi doar la teorie, N-ai vrea să treci dincolo, să mă percepi ca pe cineva suveran, supranatural? N-ai vrea să mă percepi ca pe unul care se lasă rugat de tine și se lasă cercetat de tine? Dumnezeu să vă binecuvinteze. Închei. Ca să fiți mântuiți, trebuie să credeți în Isus Hristos. Nu vă lăsați duși de val, nu vă lăsați duși de teorii și filozofii. Nimeni să nu vă amăgească, zice Apostolul Pavel. Nu vă lăsați târâți într-o parte și în alta. Oricine ar fi cei care se cred liderii dumneavoastră. Spuneți-i lui Isus Hristos, vreau să vorbesc și eu cu tine vreau să discut cu tine, vreau să, vreau să îmi descoperi așa viața mea. Vreau să, să mă las determinată, determinat de prezența dar de modul cum operez viața mea. Știți de ce? Că și trebuie să credeți în Isus Hristos. Vă chem în fiara aceasta la o atitudine de smerenie ca să-L putem găsi pe Isus să-L putem cunoaște pe Isus, să putem crede în El și crezând în El să avem mântuire. În adevăr, ziceau oamenii aceștia, El este Hristosul, Mântuitorul Lumii. Dacă îmi doresc ceva pentru zilele acestea de evangelizare, îmi doresc ca oamenii să capete acest discernământ și această certitudine. Ca în fiecare seară când vei pleca de aici, cunoscând mai mult și mai mult, să spui, mi s-a mai lămurit ceva. El este Mântuitorul Lumii, dar El este Mântuitorul meu. Amin.